o plecare mirea. Hai că se pregătesc pe ceva. Auzi să mai stai un pic de rog. Vezi, nu? Bă, mâncava, așa la loc. Bine, da. Mă mănânci, mă, mult? Sigur, sunt fericit că s-a realizat acest transfer. Am avut și alte oportunități, chiar mai bune din punct de vedere financiar, dar am fost dorit foarte mult de către cei din conducerea clubului și de către antrenor și am ales să merg la Haifa. Cu ce sentiment pleci? Pentru că au fost și niște discuții în ultima perioadă, ciudate deciziile și patronului. Pare foarte rău că n-am reușit să ne îndeplinim obiectiv. Nu sunt supărat pe nimeni, poate am fost supărat pe asistentul Avram, dar mi-a trecut, nu sunt un tip răutăcios. Greșim cu toți, a greșit și el, am greșit și eu. Le doresc multă baftă colegilor și sper să reușească anul acesta, pentru că am văzut că și-au făcut un lucru foarte bun și să reușească să câștige campionat. Pornim discuțiile. Imediat cum am aflat că nu mai sunt dorit la echipă, am zis pentru mine cel mai ok este să ne strângem mâna, pentru că eu nu sunt un tip care să rămân, să... Nu, dacă nu sunt dorit, ne-am strâns mâna și imediat cum am însemnat rezilierea, am fost contactat de cei cu de către Adică nu te necăjește după cât ai făcut? Erai un raport pentru cei tineri cu experiența ta? Adică nu te așteptai mă gândesc? Dacă vă uitați puțin, am intrat, cred eu, în primul 11, când era o diferență de 8 puncte față de CFR. Nu prea cred că mai crede așa multă lume în campionat, doar noi, jucători. Am ajuns să jucăm cu voluntari înainte cu o etapă de meciul final cu CFR pentru campionat și am primit gol dintr-un offside. Este păcat, dar cred eu că am făcut un sezon bun. Cum a fost colaborarea cu Gigi Becan? Colaborarea normală, ca și cum... O colaborare între jucători patron. N-am... În afară de când am semnat contractul, nu m-am găsit niciodată cu două sau... Ori ai vorbit cu Gigi Becali în cei doi ani petrecuți la FCS? De două sau de trei ori. Și acum la final? Nu. S-a părut ca dură declarația direct că nu te mai vrea la echipă? Asta este... E echipa dânsului. Dânsul își face echipa. El aduce pe cine vrea, el dă afară pe cine vrea, pe banii lui. Îi respect decizia. Pentru mine nu e niciun fel de problemă. Poate că am fost și eu puțin supărat pentru că nu mă așteptam să vin așa deodată această plecare, dar cum am zis. Nu neapărat că nu am mai fost dorit, într-un fel mi s-a transmis că nu mi se va mai prelunge contractul și am înțeles din chestia asta că nu mai sunt dorit și am vorbit și cu impresarul meu și am luat hotărârea să rezile contract. Cine ți-a transmis? Mihai Stoica, managerul sau antrenorul? Nu. Am avut o relație bună cu domnul Mihai Stoica. Nu mi-a transmis nimic. Cine ți-a transmis că se va rezilia contractul? Nu mi-a transmis nimic că vin o să rezilim contractul sau. Eu am hotărât pentru că... Da. Am hotărât să le propun să rezilim contractul și să-mi văd de treaba mea să găsesc un alt angajament. Dar până la partida aceea cu voluntari, erai pregătit să rămâi la echipă? Spre exemplu, dacă ați fi câștigat. Voluntari, era totul ok. Era cea mai bună apărare din play-off. Nu mi s-a transmis nimic, nici atunci. Aveam echipă foarte bună. Ne gândeam că o să jucăm cu dedul pe masă. Cred eu că reușeam să îi învingem atunci, pentru că eram într-o formă foarte bună. A venit acest meci, cum am zis, nu știu dacă... Ok, am greșit și noi fundașii, și eu în special, la faza aia, dar a fost tot. Orice v-am zis a fost tot, stai de așa că nu are să mai... Ce să mai... Te necutam doar ce fundația la FCTV? În viață n-ai, nu știu cum ce-ți rezervă viață. Nu știu ce să zic acum. Vedem ce ne rezervă viață. Cum e să lucrezi la un club ca FCTV? E un club care cu pretenții foarte mari. Orice greșeală ești taxat, mai ales dacă ești fundaș. Pentru că e un club care joacă foarte ofensiv, ești foarte expus în duelurile 1-1.
Așa că, că ești la un club mai mic, nu e așa, nu ești așa mediatizat, cum aș zice. La Steaua, dacă greșești, este să vede imediat greșeala. Presa foarte mult scrie de FCSB, așa că... toate declarațiile date de patron, adică cum trăiește un jucător de la FCSB după un meci? Depinde de fiecare jucător. Eu sunt un jucător care n-am avut niciodată problema cu declarațiile patronului și când am venit după primul meci am avut foarte mari probleme. Mai mult mă gândeam la familie, pentru că părinții mai citau în presă și se simțeau foarte... Ai simțit că pe unii... Da, îi afectează. Sunt jucători tineri care afectează foarte mult. Dar când vii la Steaua, trebuie să-ți asumi lucrul acesta. Adică poți să faci 10 meciuri bune și unul dacă greșești, trebuie să te aștepți că poate să vină critici. Cum trebuie să reacționezi după acel meci greșit? Trebuie să reacționezi, să te ridici singur și să încerci să următorul meci să intri și să demonstrezi că meriți să îmbraci tricoul stelei. Recomand jucătorilor să vină la FCSB, pro care sunt doriți. Da, dacă au încredere în ei și vor să facă mare performanță, să vină la Steaua și să joace, să facă sezoane bune și să deschide altfel, ai alte porți deschise. Chiar dacă fac. Păi patronul stă cu gura pe ei de când este domnul Gigi Becali în fotbal. Nu e ceva nou. Așa că cei care vin acolo, vă spun sigur că să gândesc înainte la chestia asta și când accept să te duci acolo, trebuie să fii conștient și de chestiile astea. Ați simțit un moment că patronul se implică mai mult sau v-a deranjat acest lucru sau efectiv v-ați asumat cu toții faptul că ați venit la un club mai special? Da, cum am zis, trebuie să-ți asumi. Nu știu cum se implică patronul la club. Se implică, clar se implică, pentru că sunt și schimbări, sunt și de jucători, este clar că se implică și... Dar, cum am zis, când vii trebuie să-ți asumi chestiile astea. Dacă tot... Dintre cei mai criticați este și Florinel Coman și am văzut că aveți o relație mai specială, Nașul, Fino, acum. În primul rând, cum ai reușit să ajungi la această prietenie cu el? Și cum trăiește el această perioadă? Bănuiesc că discuți cu el. Da, sigur. Florinel e un tip foarte echilibrat. Nu cred că îl afectează chestiile astea. Este foarte... un jucător foarte matur. La vârsta lui foarte matur. A avut performanțe, dacă vă uitați ce performanțe a avut la... când era mai tânăr, acum 2 ani. Deci a avut performanțe foarte bune și cu siguranță eu zic că sezonul ăsta, din cum îl văd eu și cum se pregătește, 100% o să fac un sezon bun și o să vedeți cum o să fie comandarea pe ăsta. Dorit David Popescu de patron într-un loc, e dispus să se adapteze în se unde? Găsesc lucrul, dar vă spun sigur, se găsesc loc. Se crezi că va pleca de la FCSB sau ar fi momentul să plece după atâta vreme, chiar dacă n-a câștigat? Eu cred că el se simte foarte bine aici. Dacă ar fi să plece Florin Tănase, o să plece pentru un salariu foarte bun și acum care și copil, cred că o să gândească foarte mult la familie. Nu te-ai sfătuit cu cineva înainte să alegi această variantă? M-am sfătuit cu mai mulți jucători care au jucat în... Nu, n-am apucat să vorbesc. Gata. M-am sfătuit cu mulți jucători care au jucat în Israel și toți mi-au spus să mă duc. Dacă tot mergi în Israel, poate te întâlnești la mormânt, îți spun și cu domnul Gigi Becali. Da, o să mă duc și la Bărbucu Sfânt. O să mă duc. Domnul Iftime nu te-a mai vrut înapoi la Botoșeni? Ba da, domnul Iftime mă vrea înapoi. Și o să mă vrea, cred, și la... Nu, n-am apucat să vorbesc cu dânsul, dar... Pentru mine... Nu știu, nu... 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 Nu treaba mea, nu știu. Cine vezi lupta pentru titlu în sezonul ce urmează? Cele 3 echipe, clar. Poate și... poate câștiga acest titlu, da sau ba? Păi în fiecare an, FCSB se bate la titlu și... Se bate, că câștige cifere. Da, acum sperăm să câștige FCSB. Dar cine e antrenor la FCSB? Domnul Anton Petre. Sigur sau e? Eu așa știu, că e domnul Anton Petre, cu momentul în față. Mulțumim!
intram în cauză? Lui Iulian.